crocherii la telefon. Dacă ați primit un apel prin care vi s-a spus că ați câștigat un premiu, deși nu ați participat la niciun concurs, că o rudă a avut un accident și că trebuie să dați niște bani sau ați fost sunată de pe numere din Nigeria sau Africa de Sud, cel mai probabil ați fost contactată de niște escroci care au încercat să vă fure. Escrocheriile din era digitală nu se mai petrec față în față. Ele sunt create de la distanță, online, pe internet sau prin intermediul telefonului mobil. Un studiu realizat în SUA relevă faptul că doar în 2020 s-au raportat pierderi în valoare de 19,7 miliarde de dolari din cauza apelurilor telefonice. Au fost circa 50 de milioane de apeluri efectuate în scop de înșelătorie. 40% dintre cei sunați s-au plâns că li s-au furat banii. E o escrocherie, deci... Foarte multe persoane cad în această plasă. Cad multe persoane. Ăștia mai care nu știu de înșelătorii, că de adevărata realitate a vieții românilor, dar sunt prinși până la urmă, dar n-are rost să pornească cu o sumă mare de bani. Persoanele care au intenția de a înșela utilizatorii dau apeluri scurte, de obicei prin intermediul unor programe de apelare automată, a unor numere selectate aleatoriu cu intenția ca cel apelat să sune înapoi. Victima sună de obicei la un număr de telefon cu suprataxă, iar scopul este ca cei apelați să mențină apelul activ un timp cât mai îndelungat și să obțină astfel câștiguri ilicite. Oamenii să se ferească de așa ceva și să înțeleagă prevenția lansată de poliție în privința asta, să fie foarte prudenți. O altă înșelătorie telefonică ce a făcut o mulțime de victime în România este cea care a ajuns să fie numită escrocheria fiul care a avut un accident. Escrocii sunau diferite persoane, în special oameni în vârstă, și se dădeau avocați sau reprezentanți ai unor victime. România și numai România, în Europa a fost și vor fi mereu. Mă trebuie să fim foarte, foarte vigilenți, fim prudenți. Nu, mai bine să măsurăm de 10 ori să tăiem o singură dată pe cucroitorul. De când ne-am repezit, eu știu că într-un caz din ăsta în care omul e disperat și mi-a murit, dom'le, copilul bolnav sau nu știu ce, omul disperat alege banii să dea la, pentru medic, pentru avocat, pentru orice. E, nu, sfatul meu este să cântărească de 7 ori, de 10 ori, să tai o singură dată că rămân fără agonisarea de o viață întreagă. Și ar fi regretabil. Una dintre cele mai răspândite escrocherii la telefon este metoda câștigător la un concurs, cunoscută și drept metoda premiul. Victima este sunată și se spune că a câștigat un premiu în bani sau un produs la un concurs, însă pentru a intra în posesia premiului trebuie să trimită mai întâi o sumă de bani.